N-am să vorbesc mult, frații mei, doar câteva cuvinte cu privire la privire, la ochii aceștia. Avem un cuvânt așa de minunat și în Cartea Evreilor vine cuvântul Domnului în capitolul 12 și ne dă un sfat. M-am uitat în Scriptură din Genesa și în Cartea Evreilor, aici ne arată, dar așa Apocalipsa vorbește cu privire la ochi. Domnul ne îndemna prin Apostolul care a scris, și eu cred că tot Apostolul Pavel a scris și Cartea Evreilor, dar nu sunt chiar 100% sigur, însă după cum descrie și cum au vorbit și alții, au ajuns la concluzia aceasta. În fine, nu contează cine a scris-o, important că este scrisă. Zice cuvântul lui Dumnezeu, e un demn pentru noi toți, dragii mei. Privind starea lucrurilor și a vremurilor în care trăim, din pricina luptelor care se dau împotriva noastră ca și copii ai lui Dumnezeu, din pricina lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru în lumea aceasta, prin privirile acestea de multe ori, privind la unele lucruri, la unele situații, nu neapărat păcat, la plăceri, la pofte, mă refer la greutățile vieții și la luptele acestea care se întâmplă pe pământ, mulți oameni privind, ascultând cu urechile la știri, cad în deznădejde pentru că se uită la ce izbește ochii. Și de multe ori nu ne bazăm pe cuvântul care ne spune cuvântul Domnului, cum vorbește aici în Evrei, în Cartea Evreilor, capitolul 12. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de marturi, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Cum am zis și mai înainte, ca să putem birui, dragii mei, noi suntem înconjurați, martori văzuți și martori nevăzuți. Suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Sunt martori pământești, oameni care ne înconjoară, pe care nu-i cunoaștem, dar poate ne cunosc, poate cei din casa noastră, și vecinii noștri, colegii de muncă, sunt martori la tot ceea ce facem, la tot ceea ce vorbim. Dar sunt martori aceștia care locuiesc mai presus în slăvile cerești. Este Dumnezeu care are ochi și vede tot ce facem. Și acum îmi vine în minte un cuvânt care îmi place foarte mult de el. Este scris în cartea Maleahilor. Vedeți, noi suntem adunați aici în numele Domnului. Nu să ne slăvim, nu să ne lăudăm, să ne înălțăm pe noi, ci să îl slăvim, să îl glorificăm, să îl binecuvântăm pe Dumnezeu și prin tot ceea ce facem, numele Lui să se proslăvească, dar în același rând și noi, dragii mei, frați și surori care mă ascultați, ne zidim sufletește, ne îmbărbătăm, ne mângâiem, ne întărim prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci cuvântul lui Dumnezeu și tot ce facem aici, vorbim despre el, îl înălțăm, glorificăm, îl proslăvim pe Dumnezeu și dăm lui toată slava. Dar în același timp, prin cuvântul acesta, noi suntem zidiți, întăriți și trupești, pentru că la vestirea cuvântului, adeseori, cuvântul acesta, când a fost vestit de oamenii lui Dumnezeu însoțiți de putere, se făceau minuni, tămăduiri, eliberări, vindecări. Și la vestirea cuvântului acesta, care este cuvântul lui Dumnezeu, au fost oameni botezați, pecetruiți de Dumnezeu cu Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Domnului. Spune cuvântul Domnului în cartea Maleahilor, ca să vedeți privirile acestea, că nu numai noi privim, sau martorii ne privesc. Privește și Dumnezeu însăși la tot ceea ce facem aici. Dumnezeu e aici. Unde se adună doi sau trei după cuvântul care e scris în Matei, cuvântul Domnului spune că și acolo unde vor fi doi sau trei adunați în adevăr sau din adevăr, în numele meu și eu sunt prezent.
Noi suntem îmbrăcați cu Hristos, după cum vorbește cartea Galatenilor 3:27. Cât în Hristos v-ați botezat, cu Hristos v-ați îmbrăcat. Nu putem merge nicăieri fără să fim neînsoțiți de Hristos. Dacă suntem îmbrăcați în Hristos, oriunde mergem, Hristos este cu noi și în noi. Să fim și noi în El și Domnul să ne ajute. În cartea Maleahiilor, la capitolul 3, versetul 16, spunea: atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul, Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Domnului. Dar Domnul n-a luat numai aminte, că a și văzut și vede tot ce se întâmplă în viața noastră între noi. Slăvit să fie numele Domnului. Versetul 17 spune: ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc. Voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Slăvit să fie numele Domnului. Deci, cuvântul ne îndemna și spunea: și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de leznic și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Vedeți, dragii mei, cum vorbea fratele Juan să scrie, să vorbește, să pronunță în engleză, dar Juan, ce frumos a dezbătut cuvântul acesta, cum a început din Iuda, din versetul 23 și 24, mustrați pe cei să despart de voi. Apoi a citit și din Evrei 3:3, din Evrei 13:13, cred că o să scriu aici, unde spunea: ascultați de mai mari voștri și fițele supuși, că ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, că așa ceva nu va fi de niciun folos. Domnul să ne ajute, dragii mei, să punem la inimă cuvintele acestea. Păcatul acesta, și cum vorbea din Petru: zmeriți-vă, dar sub brațul tare al lui Dumnezeu și la vremea potrivită El va înălța. Dar mai spunea acolo cuvântul Domnului: împotriviți-vă diavolului și el va pleca. În cartea lui Iacov, în 4:7, spune: împotriviți-vă diavolului tare în credință și el va fugi de la voi. Păcatul acesta, vrăjmașul acesta care răvnește ca aleu, caută să prindă în cursă, să omoare prin priviri, pentru că uitați ce zice în versetul 2: să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Deci să ne uităm țintă. Pe paginile Sfintele Scripturi n-am găsit acum, dar este scris că Domnul s-a atins de ochii unui orb. Era și surd și orb. Și o luat și o pus scuipat pe limbă. O vorbit, dar la orb spune cuvântul Domnului că i-a zis: uite-te țintă la mine. Mai înainte i-a zis: ce vezi? Și orbul acesta spunea: văd niște oameni ca copaci. Și atunci Domnul Iisus din nou își face lucrarea și spune: uită-te țintă la mine. Și când s-a uitat țintă la Hristos, o văzut clar și deslușit. Avem atâtea exemple pe paginile Sfintelor Scripturi, în cartea Faptele Apostolilor, adică în cartea lui Ioan, dacă nu greșesc, în Ioan 9, aici zice, da, era un om orb din naștere și ucenicii l-au întrebat: Doamne, cine a păcătuit, el sau părinții lui? Repede intrăm la judecată, la dispreț, la bajocură. Băi, te-a bătut Dumnezeu! De-aia ești orb, de-aia ai rămas mut, de-aia nu mai poți vorbi, de-aia se întâmplă. Nu întotdeauna, e adevărat că în urma păcatului Domnul apasă ca să îndrepte, cum a spus și sora Zină și o mărturisit alții. Și am pățit fiecare la rândul nostru că dacă nu veghem și nu ascultăm,
domnoare nu e lușă și cum vorbea și fratele Joan, e scris în cuvântul Domnului, toiagul și noiaua ta mă mângâie. Dacă nu ne îndreptăm, ne ajută Domnul să ne îndreptăm. Însă e dureros și ar fi păcat să fie lucrul acesta, dragii mei, să vină Domnul cu toiagul, că e dureros. Aici orbul acesta, când s-a atins de el și l-a vindecat, a fost o minune pentru toți cei din jurul lui. Au cârtit, au bajocorit, cum s-a putut face lucrul acesta. Dar omul acesta care a fost vindecat de Iisus, pentru că nu vedea, nu l-a cunoscut pe Iisus. Însă când l-a întâlnit, Iisus Hristos, zice, Iisus întâlnește pe orb în templu. Evanghelia după Ioan la capitolul 9, citesc de la versetul 35. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns, și cine este, Doamne, ca să cred în El? L-ai și văzut. Deci, când i-a deschis ori, când a făcut lucrarea aceasta și l-a vindecat, el o trebuie să meargă la scăldătoarea Siloamului să se spele. Și nu-l văzuse când l-a vindecat, dar după ce l-a vindecat, când s-a înfățișat Domnul Iisus în fața lui, nu l-a cunoscut. Însă când Domnul îi vorbește și a vorbit atunci, l-ai și văzut, i-a zis Iisus, și cel care vorbește cu tine, acela este. Deci s-a prezentat Domnul Iisus în fața orbului să-l vadă. Și când l-a văzut în versetul 38, atât îmi place de mult cuvintele acestea, cred, Doamne, i-a zis el, și s-a închinat. Deci a văzut și l-a crezut. Alții care au avut ochi, farisei, cărturari, mari preoți, cu toate că au văzut semne și minuni nemaipomenite pe care le făcea Hristos, nu l-au crezut. Au văzut, dar nu l-au crezut. Și atunci Domnul spune, pentru că nu crede și ziceți că vedeți, păcatul vostru rămâne. Domnul să ne ajute, dragii mei. Domnul să ne ajute să putem să nu ne luăm privirile de la Hristos, privirile noastre să fie țintă. Dacă vă uitați în Cartea Judecătorilor la capitolul 4, la capitolul 14, acolo este vorba de Samson, de la 1 la 3. Zice că s-au coborât la Timna și cu părinții lui și acolo a văzut o femeie și a zis că i-a plăcut. Și a spus părinților, luați-o. Păi părinților sfătui, măi, dar pe în Israel, între noi, între evrei, nu găsești niciuna. Ia-o că îmi place. O văzut-o și o plăcut. O păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Dar să ducem mai departe, o întâlnește pe Dalila, care era o prostituată, o femeie stricată. Și ajunge femeia aceasta pentru că i-o plăcut de ea. El era închinat Domnului de mic. Briciu n-avea voie să treacă peste capul lui. Avea 7 șuvițe de păr în care avea puterea. Și femeia aceasta îl pune la încercare pe Samson de câteva ori și spune, ce ar trebui să fac ca să nu te poți dezlega sau să poți fi biruit? Și știți dumneavoastră întâmplarea cu funii de câte ori o legat și întotdeauna când striga Dalila, Samsoane, filistenii sunt asupra ta, sforile, funile acelea noi, toate legăturile se făceau ca oață putredă și le rupea să scula, dar a venit și și-a deschis inima. Înaintea lui Dalila, în capitolul 16 cu 16, acolo spune cuvântul Domnului că și-a deschis inima, dar a fost cuprins de un fior de moarte. Pentru că și-a dat secretul unui vrășmaș. Dalila nu era o femeie credincioasă, nu era cineva care să-l iubească pe Samson. Și din pricină că și-a deschis inima, spune cuvântul lui Dumnezeu că femeia aceasta l-a adormit pe genunchii ei. L-a îmbătat și l-a adormit. Și-a chemat pe cineva și i-a tăiat șuvițele. Și apoi l-a legat. Și-a mai strigat după aceea, Samsoane, filistenii sunt asupra ta. Și el a zis în sinea lui, mă voi scula, mă voi scutura, ca mai înainte. Dar zice cuvântul acolo, nu știa că Domnul s-a depărtat de el. Haideți să nu luăm privirile noastre de pe Domnul Iisus, dragii mei.
în grădina Edenului, Domnul a dat o singură poruncă, nu a fost mai multe, una singură. Poți să mănânci, putea umbla pe unde vrea prin Eden, puteau mânca din toți pomii, dar au zis, din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Eva când s-a uitat la pom, a văzut fructele, că erau dulci, plăcute la priviri și bune de mâncat. O întins mâna și o luat. O sta de vorbă cu vrăjmașul. Păi ne-a zis Dumnezeu că putem mânca din tăți, dar din ăsta nu. Oare a zis Dumnezeu? Când stai de vorbă cu vrăjmașul și ne luăm privire de la Hristos, din cuvântul adevărului, nu strângem cuvântul în noi, ne înșală vrăjmașul, ne biruie. De aceea cuvântul Domnului spunea prin salmistul, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta și Domnul să ne ajute la lucrul acesta, dragii mei. Încă un exemplu și am să mă apropiu de încheiere. De fapt, am să mai vorbesc ceva și din Apocalipsa, dar m-am uitat la Petru, umblarea pe mare, în capitolul 14, de la 22 în jos, din Matei. Aici spune cum Domnul Iisus Hristos umbla pe mare. Zice în versetul 23, după ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte și să înotase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii pe mare, s-au înspăimântat și au zis că este o nălucă și de frică a țipat. Iisus le-a zis, îndată îndrăzniți că eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a zis Petru, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe ape. Petru se uita la Hristos și Domnul îi zice, vino! Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă. Dar în timp ce mergea spre Iisus, s-a stârnit o furtună. Și eu cred că apa a început valurile din nou să ridice. Și el nu s-a mai uitat la Hristos stântă, s-a uitat la valurile care erau sub picioare lui și a început să se ascunde. Așa se întâmplă în viața noastră, dragii mei, dacă nu veghem și cuvântul Domnului ne arată și scris în atâtea locurile. Vegheați să nu vă înșele cineva. Vegheați în vegherea rugăciunii. Haideți să ne verificăm, dragii mei, să vedem cum stăm cu privirea aceasta. Așa spunea cuvântul Domnului, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Hristos, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. În Apocalipsa, în capitolul, numai un pic că găsesc acum, nu mai știu, 2 sau 3, dar am să citesc. Uitați-vă, în capitolul 3, spune cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 15 la 19. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te văz din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și auziți ce spunea cuvântul lui Dumnezeu. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Dacă suntem orbi, dacă ne-am pierdut direcția, dacă ne-am pierdut ținta, Domnul spunea prin îngerul căreia Hristos care primise descoperirea aceasta de la Tatăl, Hristos a trimis pe îngerul său să-i o ducă lui Ioan care era în insula Patmos. Și îngerul Domnului îi vorbește lui Ioan în insula Patmos aceste cuvinte și spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Te sfătuiesc, dar în versetul 17 spunea, și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Păi un orb când călăuzește pe alt orb, unde ajung? În groapă, nu? Domnul să ne păzească. Deci, sărac, orb și gol. Și acum vine cuvântul lui Dumnezeu și spune, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele. Să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale.
Și auziți, era, este pus aici punct și virgulă. Și spune, continuă, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Domnul să se îndure de noi, dragii mei, și să lese această alifie, să se atingă Domnul de ochii care nu mai văd clar lucrările lui Dumnezeu, să le lumineze mintea, ca să înțeleagă scripturile, să înțeleagă că în ele este puterea lui Dumnezeu, este viață, dragii mei. Domnul să se îndure și să ungă ochii noștri a tuturor, să lese Domnul dar de vedenie, de cunoștință, de deosebire, dar mai presus de toate să ne dea Domnul putere să avem ochii, privire la Hristos neîncetat și putere să putem împlini cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Amin. Fiți binecuvântați, Domnul să fie slăvit pentru toate. Amin.